În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul! De n-ar fi fost un staul și o iesle înghețată în care să se nască Iisus pe acest pământ. Nu ar fi fost nici jertfa, nici crucea însângerată și n-am fi avut iertarea acelui veșnic sfânt. Iisus, chiar din pruncie, a trebuit să plângă când s-a născut în staul pe fânul cel uscat. Și pentru omenire a trebuit să-și frângă și inima și trupul pe lemn însângerat. Căci orice suferință și orice dăruire își are începutul în anii de copil. Și astfel se născuse copilul sfânt, iubire, pe fânul cel mai aspru, în chipul cel umil. El n-a fugit de jertfă și nici de suferință, ci a primit ocara în cel mai josnic fel, ca noi, primind iertarea cu lacrimi de căință, să împărățim în slavă, în ceruri, lângă El. Dar El nu dă iertarea decât acelui care se întoarce cu căință, plângând al său păcat. Căci de la ieslea-i rece și până la crucei mare, El pentru omenire a plâns și a sângerat. Dar El nu dă iertarea decât acelui care se întoarce cu căință, plângând al său păcat. Căci de la ieslea-i rece și până la crucei mare, El pentru omenire a plâns și a sângerat. Amin. Slăvit să fie Domnul!